Am așteptat cu nerăbdare să ajungem la noua noastră casă. Când au fost ploile și frigul după ce a murit mama, a început să ne ploaie aici, în partea asta, în partea asta, unde dorm eu cu copiii, și mai plouă și aici. Că eu v-am sunat ca să ne reparați acoperișul și nu ne așteptam niciodată, nu m-am așteptat că s-am vreodată o casă așa de mare și frumoasă. Nici nu am gândit că dacă m-am omorât de problema asta, și nu pățesc și eu la fel. Cum a fost când ai primit de data asta vestea că nu mai sunt celule canceroase în corpul tău? Eram foarte fericită. Că-s bine, că nu am nimica. Ceva special, să afli că ești bine și că nu ești bolnav. Cu ajutorul Dumnezeu, casa care este în spatele meu astăzi, sau începând de astăzi, va găzdui și va fi acasă pentru acești copii. Este o zi plină de minuni și o să vedeți la timpul potrivit, pentru că nu exagerez cu nimic când zic că e o zi plină de minuni. Vom împărtăși cu dumneavoastră mai multe vești extraordinare și deja prima veste vă dau. Suntem aici în spate, e casa pe care am achiziționat-o pentru copiii care sunt orfani de mamă și cu tatăl paralizat. Un caz care a sensibilizat inimile noastre, dar și a dumneavoastră. Iar cu ajutorul Dumnezeu, casa care este în spatele meu astăzi, sau începând de astăzi, va găzdui și va fi acasă pentru acești copii. Pentru că începând de astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu și cu ajutorul oamenilor care s-au implicat, astăzi este o zi a minunii și pentru noi, dar mă gândesc că o minune mai mare e pentru voi, pentru că începând de astăzi aveți o locuință care va fi mult mai bună și va fi locuința voastră în numele Domnului. Echipa prezentă aici, o să dăm mâna cu fiecare dintre voi, asta e în semn de bun venit, da? Ne permiteți să facem lucrul ăsta, bine? Asta e noua dumneavoastră casă, vă place? Da. Îmi place. Ți-ai văzut camera? La mașina. Nu? Hai să vedem. În luna decembrie, pe paginile noastre a fost postată povestea familiei Tutelea. O poveste care ne-a sensibilizat până la lacrimi. Niște copii care au rămas orfani de mamă. E Elena aici, care are 15 ani și după moartea mamei, a fost depistată cu cancer la vârsta de 15 ani, e tatăl rămas la pată invalid, niște copii care se luptă singuri cu viața. Nu vrea să cred că a murit. Ne descurcăm foarte greu și ne plouă în casă și... Dar astăzi, pentru ei, este o zi de bucurie. Am așteptat cu nerăbdare să ajungem la noua noastră casă. Tu ai fost prima persoană care a avut contact din familie cu casa, cu locuința. Ce poți să ne spui despre locuința? Ai fost, ai văzut fiecare cameră. Noi am luptat să fie patru dormitoare, da, unul pentru tata, unul pentru tine, unul pentru Elena și unul pentru băieți. Cum ți se pare contactul cu casa? A fost mult de așteptat. Dar cu ajutorul lui Dumnezeu și cu ajutorul oamenilor care au donat bani și cu ajutorul asociației, am reușit să ajungem aici.
Astăzi am venit în vizită la această casă frumoasă și pentru mine este prima dată când am venit aici și vreau să vă spun că îmi place tot, dar cel mai mult îmi place terasa asta. Mi se pare că este așa potrivită pentru un cadru de familie și, sincer, abia aștept ca această familie să ia prânzul aici. Că eu v-am sunat ca să ne reparați acoperișul și nu ne așteptam niciodată, nu m-am așteptat că o să am vreodată o casă așa de mare și frumoasă. Elena, tu cu cine dormeai? Dormeai singură sau? Da. Așa? Și băieții dormeau cu tata sau cum dormeau băieții? Da, Petrica dormea cu tata, Vasilica dormea în cameră cu noi. Eu, soțul și fetițele. Da, aici e camera Mariei, aici are destul de multe rapte pentru copii, pentru menuții la copii. Aici e camera la băieți, băieți aici o să stați voi. Și acolo pe perete s-a și personalizat camera. Andreea nu e aici cu noi, colega noastră, a pus un tablou cu numele tău, cu numele Elena. De dimineață la ora 8:30 am venit aici pentru a pregăti ultimele detalii. Sperăm că familia să se bucure de casa aceasta și să aibă un viitor frumos aici. Nu am cuvinte. Așteptăm ziua asta de mult. Spune două, trei diferențe, de exemplu, pe care le vezi ca și îmbunătățiri la casa asta față de vechea voastră locuință. Avem apă trasă, care acolo nu era. Avem mașină de spălat. Avem baie, care nu am avut niciodată baie. Avem fiecare camera noastră. Aici am pavaj în ogradă, acolo aveam pământ și am un graj unde să țin vaca. E mai bine că aici nu ne mai curg din casă și acoperișul e bun. Începeți scala și noi v-am pregătit pentru fiecare dintre voi periuță de dinți, pastă de dinți, deodoranti, ață dentară, săpun, șampon, tot ceea ce aveți nevoie ca să pentru fiecare, da? Deci aveți pentru fiecare separat, vine împărțiți voi cum vreți, ca să fie bine pentru toată lumea. Aici pleacă trei caloriferii, care încălzesc cele trei dormitoare, plus baia. Deci aici e un pat, vine îndată și o saltea pentru matale. Da. E un pat la buton. Se ridică, te dau fetele mai pe spate, mai pe o parte, cum vrei matale, cum te simți mai bine, da? În primul rând le urăm bun venit în satul la noi. Ne bucurăm foarte mult că o să fim vecini, sau cum aș putea spune. Consăteni. Satul nostru este un sat foarte primitor, un sat gospodar și cred că o să vă integrați foarte repede. În toamna anului 2023 am găsit-o pe Elena, așa după cum bine știți, cu cancer, același tip de cancer care a răpus-o pe mama lor. Am fost la Cluj, acum, în martie, pe data de 25. S-au făcut din nou toate analizele Elenei și ne-a comunicat doamna doctor că nu mai are celule cancerigene acolo și că este bine și o să mai mergem la remene de acum înainte la 6 luni. Cum a fost când ai primit de data asta vestea că nu mai sunt celule canceroase în corpul tău? Eram foarte fericită. Că-s bine, că nu am nimica. Ceva special, să afli că ești bine și că nu ești bolnav. În luna decembrie, la evenimentul de 10 ani al organizației MGM, am adus și acești copii în față. I-am chemat special ca să ne rugăm pentru ei. Au fost sute de oameni care s-au rugat în momentul respectiv pentru acești copii. Aici e pomătul ăsta care se vede livăduța. Dar în spate, la livada asta care vezi matale, e o bucată mare de teren acolo, se poate cultiva. De pus cartofi, de pus porumb, de pus ce vreți voi acolo, straturi. Da? Să vă gospodăriți și să fie treaba bună pentru voi, da? Da, bun. Dar acum, uitându-ne peste facilitățile pe care le are această casă, înțelegem de ce Dumnezeu ne-a zădărnicit celelalte planuri, pentru că în locul acesta locuința are și livadă, are și un teren, da? Sunt câțiva zeci de ani unde copiii pot planta straturi, unde pot pune răsaduri. Este un grajd cu o șură. În grajdul respectiv noi le-am cumpărat și o vacă ca să fie o binecuvântare pe termen lung pentru ei. Locuința are apă curentă, este baie, este bucătărie, are beci. E o mică livadă în locul ăsta. Sunt mai multe facilități. E o binecuvântare din partea lui Dumnezeu pentru acești copii. Marius, ai văzut povestea familiei și astăzi ești aici, ai fost la treabă, ai fost și ieri. Cum te simți astăzi alături de familie, alături de noi?
Mă simt foarte bucuroasă și împlinită că ce am putut fi un ajutor pentru această familie și pentru echipa noastră. Mă simt foarte bucuroasă că ce am putut aduce împreună un zâmbet în această familie și o bucurie, chiar dacă au trecut prin diferite încercări și probleme, dar Dumnezeu a fost de partea lor. Băieții ăștia și-au făcut deja și planuri. Au văzut grajdul, au văzut aici ca unde se depoziteze. Mi-au spus deja planurile pe care le au cu privire la animale, ce animale vor să-și cumpere. Cu care începem? Care ne împărtășești? Ia zi, Vasile, tu primul. Eu vreau să... aici să țin vaca, iepuri, porci, găini. Da, vaca deja o are, îi mai trebuie porci, găinile și iepuri. Ia, tu ce îți dorești? Vreau să-mi iau iepuri și puiuți. În tot acest timp, această familie va fi vizitată periodic de către voluntarii noștri pentru a vedea ce mai fac și cum se mai descurcă. Aici, în oală, avem ceva foarte drăguț pentru copilașii care ne așteaptă acolo, doamne de la biserică de aici, din localitate, știind de venirea copiilor în sat, o pregătit oală de... De fapt, hai să nu vă zic. Ia vin aici, te rog. O oală de sarmale, da? Tradiționale românești, românii buni la inimă, la suflet și fac gesturi frumoase. Mergem să servim masa cu copii. Eu sunt Rebecca, sunt soția lui Ionatan și am venit și eu astăzi împreună cu ceilalți voluntari și partea echipei ca să văd felul în care au pregătit casa și să mă bucur și eu împreună cu familia care se va muta aici în casă. Mulțumim tuturor oamenilor care ne-au ajutat și ne-au donat ca să ne cumpărăm această casă. Ne bucurăm foarte mult că au ales oamenii să doneze bani, să ne luăm o casă, să ne facă fericiți. Mulțumim frumos tuturor oamenilor care ne-au ajutat și Domnul bine să-i cuvinteze. Doresc multă sănătate oamenii cei care ne-au ajutat, să-i trăiți un nivel de sănătate și toată viața lor să nu aibă nimic pagubă. Are pe inimă să ajute niște copii pe latură stomatologică și are la dispoziție suma de 10.000 de euro. Da, deci au 5-6 ture deja de când merg la stomatolog, încă este treabă. Ceea ce am reușit să facem împreună pentru această familie va rămâne în inima lor pentru toată viața. Mulțumim Dumnezeu pentru minunea cu Elena, mulțumim Dumnezeu pentru această minune și pentru faptul că am reușit să cumpărăm și căsuța și toate aceste lucruri le-am făcut împreună cu ajutorul dumneavoastră. Vă mulțumim din toată inima!